Salut, camarazi! M-am gândit să fac un apel la voi, să vă dau un sfat de viață, pentru că mulți dintre voi sunteți tineri, oricum majoritatea sunteți mai tineri ca mine. Vreau să vă explic ce se petrece în țara noastră. Țara noastră în momentul ăsta e vândută străinilor, trădătorii, vreo 220.000 de trădători și de lichele și de alogeni au vândut România străinilor, știți? În momentul când voi vă duceți și cumpărați de la străini, vă bateți cu ei în tălpi, știți? Pentru că străinii vor să distrugă tot ce e românesc, pe negustorul din colț, pe țăranul român, pe oricine. Și acum vinde ieftin, mai ieftin decât țăranul sau decât românul care vinde la colț, pentru că ei vând chimie, tot ce vine din Occident e o travă, înțelegeți? Deci nu mai mâncați de la străin, mâncați de la românul care are chioșcul la colț sau magazinul la colț, mâncați de la țăranul român, nu mai stați că mă uit că vântul poate să-mi dărâme camera, așa. Mâncați de la român, chiar dacă dați un leu în plus, luați de la român, pentru că vă spun ce se petrece. În momentul când nu mai e niciun negustor român și niciun țăran român, prețurile urcă astronomic și dacă vreți să nu muriți de foame, plătiți cât cerei dacă nu muriți. Deci a venit timpul să-i scoatem din țară pe toți străinii ăștia care au venit, s-au făcut, s-au lățit aici, pe Pământul Sfânt al României, care noi l-am apărat cu sânge, lacrimi și sudoare. A venit timpul să nu mai cumpărăm de la străini, nu mai vă duceți ca oile la abator și cumpărați de la magazinul străinilor, că e mai aproape. Nu, luați de la român, luați de la țăranii români, cumpărați din piețele volante, cumpărați de la obor, nu mai cumpărați de la străini. În momentul când cumpărați de la străini, banii României, sângele României, seva României se scurge în Belgia, Olanda, Franța, Germania, Anglia, la Văcari, unde vreți voi, înțelegeți? Deci nu mai cumpărați de la străini nimic, nici îmbrăcăminte, ascultați mai multă muzică străină, tot ce faceți, faceți pentru a vă hrăni dușmanul, sataniștii, înțelegeți? Pentru că acum o să vină cu o criză, știi, situație de criză, de fapt un fel de lege marțială mascată, înțelegeți? Deci nu mai vă lăsați prostiți, nu mai vă duceți ca vitele la abator, știți, nu mai mâncați de la străini, nu mai vă îmbrăcați, nu mai vă încălțați de la străini, luați de la român, că și ale noastre sunt bune. Deci voi vă hrăniți dușmanii de fiecare dată când vă luați soale și pantofi de firmă de la străini, vă hrăniți dușmanii. Toți ăștia care au venit și cu injecția, toți ăștia care fac acum criză, toți ăștia care să facă și criza climatică, ei fac orice, știți? În momentul când voi cumpărați de la ei, e automat că vă hrăniți dușmanul care vă dă în cap. Deci nu mai vă lăsați prostiți, cumpărați produse românești, pantofi românești, țoale românești, nu trebuie să cumperi țoale de firmă, numai idioții cumpăr țoale de firme de la străini, știi? Cumpărați românește, trăiți și umblați cu ceea ce e românesc, că de-aia suntem români. Asta am vrut să vă zic, să vă dau un avertisment, pentru că situația e foarte gravă, e chiar extrem de gravă, pentru că în 30 de ani canaliile astea, lichelele astea și cu alogenii au reușit să vândă toată România la străini. Deci nu mai e aproape nimic al nostru, nici pământul nu mai e al nostru, nu mai e nimic. N-o să mai avem țară, o să umblăm ca idioții cu valiza în mână până la Polul Nord, știți, sau eu știu, până în Patagonia argentiniană sau până Sahara, știți? Dacă vă convine varianta asta, dar eu zic să deschideți ochii, gândiți că nu doare, gânditul nu doare, deci
Dacă vreți să trăiți și voi și copiii și nepoții voștri, faceți așa cum vă zic eu, nu mai cumpărați de la străini, mâncați românește, îmbrăcați-vă românește, încălțați-vă românește. Deci nu mai cumpărați din magazinele lor, că ei vă dau chimie și chimia asta vă influențează și mentalul, știți? Și Coca-Cola și tot ce beți voi și mâncați voi vă influențează mentalul negativ. Deci sunteți transformați încet, încet în niște roboței, înțelegeți? Că după cum ați văzut, vor să instituie controlul mondial cu chip, cu nu știu ce, ca să nu mai fim oameni, să fim animale, știți? De fapt, comunismul era tot al lor, ca și fascismul, ca și nazismul, acum au început din China, acolo dacă nu percutezi, nu mănânci, știi? Dacă nu percutezi, nu te urci în tramvai, nu percutezi, nu te urci nici în tren, știi? Și dacă nu percutezi, nu-ți dă nici medicamente, înțelegeți? Astea toate sunt făcute de sataniști ca să ne distrugă, să ne facă sclav, să ne anihileze, că ei nu mai au nevoie, suntem prea mulți, brațele noastre nu mai sunt dorite de ei, ca au roboți, ei au nevoie doar de câteva milioane de roboți și elita, poate 300 de mii, 500 de mii, și asta e planeta viitorului. Deci faceți cum vă zic eu, că sunt mai bătrân și știu ce vă zic, mâncați românește, îmbrăcați-vă românește, încălțați-vă românește, nu mai cumpărați de la firmele străine, cumpărați de la firmele românești, luați de la țăranul, de la Piața Volantă, luați de la Obor, luați de la amărâții care vin pe la colturi, pătrunjerele, uștean și mere sau portocale, știți? Așa cam așa. Deci fiți deștepți, gândiți că nu doare și rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!